Bine v-am găsit la emisiunea Bon Chef, locul unde învățăm împreună arta mesei. Invitatul de săptămână aceasta, Mihai Nicolici, somelier la magazinul Private Wine, ne va ghida într-o excursie printre paharele de vin, în speță astăzi vorbim de paharele de vin spumant. Bună dimineața! Vorbim de vinul spumant, fiindcă despre vin spumos nici n-aș vrea să mai discutăm și să fie foarte limpede din capul locului ce e vinul spumos și vinul spumant, poți să ne spui? Da, vinul spumos este un vin care are un adaos exogen de dioxid de carbon. Exogen înseamnă este un adaos exterior vinului. Dioxid de carbon industrial. Industrial. Introdus. Da. Bun, deci noi astăzi vorbim doar de vinurile spumante cu fermentare naturală. Cu fermentație naturală, sigur. Așa. Discutăm despre cele două metode mai răspândite. Metoda tradițională, denumită și metoda champenoise, metoda de obținere acelei de-a doua fermentații în sticlă. Acolo, asta înseamnă că pentru public că dioxidul de carbon se obține în sticlă. Și este metoda Charmat, obținută de niște italieni, în care cea de-a doua fermentare se face în vase de inox, în tancuri mari de inox. Diferențele între ele sunt că la șampanie, șampania primește o catifelare, primește un corp, primește niște arome secundare foarte interesante. Aici discutăm, la metoda Charmat, discutăm doar de prospețime, de vioiciune, de fruct. Poate cea mai cunoscută băutură obținută prin metoda asta este Prosecco. Prosecco italian. Deci, practic, la șampanie se face fermentare în sticlă, da? Asta e deosebirea fundamentală. Fermentarea, a doua fermentare în sticlă, cealaltă, a doua fermentare la Charmat, la Prosecco, e în tank de, în tankul de inox. De inox. Deci, o fermentare mai angro, ca să zic așa. În ce pahare bem? În mod spumant? Normal, paharele de spumant sunt paharele de tip flut. Aceste pahare. Să discutăm puțin cum arată spumantul în paharele de genul ăsta. Am adus aici două pahare de tip flut, unul mai pretențios puțin, altul mai cunoscut. Bineînțeles, am adus un pahar aprobat de Organizația Internațională a Vinului și am mai adus un pahar despre care o să vorbim puțin la sfârșit. Ăla e aprobat de tine personal? Ăla este aprobat, nu, de mine, chiar n-ar fi, dar l-am văzut și eu folosit și atunci îl spun și dumneavoastră. Ok. Se folosesc paharele de tip flut, aceste pahare înalte și mai subțiri, pentru a observa perlația spumantului în pahar. Deci, practic, cum se degajă dioxidul de carbon? Cum se degajă? Este, din punct de vedere olfactiv, vizual, scuze, singurul lucru pe care îl putem aprecia la un spumant. Bulele care trebuie să fie foarte fine și să fie într-un șir continuu și de lungă durată. Paharul de genul ăsta ajută tocmai la observarea acestei chestii. Pentru șampanii sau pentru vinuri mai complexe. Complexe, da? Folosim niște pahare mai deosebite. Pentru vinurile mai simple, cum ar fi cele obținute prin metoda Charmat, Prosecco merg și în aceste pahare. Deci, practic, tu zici că ăla ar fi mai degrabă un pahar pentru șampanie și vinuri prin metoda champenoise și celălalt pentru... Da, dar așa, asta este doar extinzând puțin treaba, că ele se pot bea în absolut orice fel de pahar. În realitate, asta îmi spuneai, spumantul merge foarte bine în pahar normal, de fapt. Producătorii de șampanie chiar spun, și nu numai ei, spun că șampanie este în principiu un vin alb. El poate să fie și roze. Și atunci merge foarte bine din băut dintr-un pahar de vin alb și lumea folosește aceste pahare în principiu pentru a gusta și chiar a se bucura de șampanie. Standard de degustare. Paharul standard de degustare. Da, un pahar am ales eu pentru vin alb. Și ăla mic ce? Da, de asemenea, francezii, noi am avut o degustare de curând cu un francez din zona Champagne care a spus că în zona la ei, șampania se bea inclusiv la picnicuri, acolo unde se mănâncă hamburgeri și așa mai departe. În fin, am încercat și această asociere și au spus că niciodată la picnicuri nu se duc cu pahare de tipul ăsta pentru că sunt foarte greu de gestionat pe iarbă și se spart. Și folosesc în astea mici. Și atunci folosesc asemenea pahare, sunt unele un picuț mai mari, pe care nu au nicio problemă să le lase pe oriunde că ele nu se sparg. Mihai, mulțumesc foarte mult pentru informațiile zilei de astăzi. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem mâine la o nouă emisiune Bon Chef.